Alarma s-a dat la ora 14 când o persoană a sunat la 112 și a anunțat că într-o locuință din sectorul 5 al capitalei are loc un caz de violență domestică. Ajunși la fața locului, polițiștii au găsit într-o primă fază un bărbat violent care a refuzat să colaboreze cu ei. L-au încătușat imediat. Ce ai avut cu ea? De ce ai făcut asta? În casă, concubina bărbatului zăcea într-o baltă de sânge, avea leziuni în zona gâtului. Aceasta a fost transportată de urgență la spital și supusă imediat unei intervenții chirurgicale. Am văzut-o jos, era plină de sânge, i-am dat primul ajutor, am băgat curpe, am băgat și-o și vecina după stradă, s-a luat copilul, s-a pus la umă și de-a mea în curte, atât da știu, atât da știu. A dat foc și la casă? Da. Nu știm sigur, nu știm sigur. Hai să vă spun ceva, de ce ne era documente mești, vrednic și foarte muncitor, noi îl știm, l-am copilărit cu el, nu știu ce s-a întâmplat, reacția asta chiar este șocantă pentru noi. Potrivit surselor judiciare, individul ar fi încercat să dea și foc locuinței. Pompierii ajunși la fața locului au găsit în casă foarte multe sticle cu benzină. Acelea surse judiciare spun că după ce a înjunghiat-o pe femeie, bărbatul a sunat-o pe mama tinerei și i-a spus ce a făcut, dar și că va incendia casa. Individul a fost dus la audier și este suspectat de tentativă de omor. Din primele declarații se pare că ar fi vorba despre un act de gelozie, iar surse judiciare susțin că bărbatul ar fi terorizat-o pe concubina lui. Practic aceasta nu ar fi avut voie să iasă din casă fără acordul bărbatului, nu ar fi avut voie să vorbească cu absolut nimeni fără a cere permisiunea în prealabil. E un caz trist, un caz tragic, pentru că, iată, victima se zbate între viață și moarte. De 30 de ani, cauți să-i convingi pe mulți că ceea ce se întâmplă sub imperiul briceagului, cuțitului și toporului, numai violență casnică nu se poate numi. Așa se întâmplă când un individ îl obiectualizează pe celălalt, socotindu-l obiectul lui. Nu te dai cu trotineta? Nu ești în stradă, nu te întâlnești cu X, nu te întâlnești cu Y. Femeia rănită a fost transportată la Spitalul Universitar din Capitală și este de câteva ore în sala de operații. Medicii fac toate eforturile pentru a-i salva viața.